Compania de transport public introduce o nouă alternativă de plată a titlurilor de călătorie. Oficialii CTP au anunțat ieri că vor fi montate automate de plată mixte, care includ atât bilete, cât și abonamente pentru transportul public. Deocamdată, de la automatele mixte pot fi achiziționate câte un bilet cu o călătorie, un bilet cu două călătorii, patru bilete cu o călătorie și un abonament pentru o zi. În următoarea perioadă, astfel de automate mixte de plată vor fi montate în mai multe stații CTP.